iubită biserică, vă invit să deschideți împreună cu mine Cartea Sfântă la 1 Corinteni, capitolul 6. Un singur verset vom citi din capitolul acesta, versetul cu numărul 12. Cuvântul Domnului spune în felul următor: toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Amin. Vă rog să ocupați loc. Iubită biserică, mulțumesc lui Dumnezeu pentru privilegiul de a putea sluji împreună cu dumneavoastră, slujim Domnului în această seară. Mă găsesc în locul acesta împreună cu soția mea, este sora aceea frumoasă de acolo, din spate. Nu știu dacă ați remarcat deja lucrul acesta. Am observat că sunteți o biserică vie, plină de entuziasm, plină de dorință de a-L sluji pe Dumnezeu. Probabil că nu la voia întâmplării, așa așează Dumnezeu lucrurile și cum așează Domnul lucrurile este cel mai bine. Întâlnirea din această seară, fiind și slujba aceasta de binecuvântare de copii, într-un fel sau altul, mesajul și cuvântul lui Dumnezeu are de-a face cu copiii noștri. Dumnezeu să lasă înțelepciunea Lui peste fiecare dintre noi să înțelegem. Știți cum de câte ori auzim un cuvânt care se predică, de cele mai multe ne ducem cu gândul și spunem cuvântul ăsta este pentru cutare sau pentru cutare. Măi, te uiți în sală și îl vezi și nu-l vezi și zici ce bine era dacă era și el sau și ea să audă și el cuvântul acesta. Niciun cuvânt nu este lipsit de putere și toate cuvintele, să știți că pot să fie și pentru noi. Dumnezeu să ne ajute în această seară să căutăm partea care ni se cuvine din cuvântul Său. Dragii mei, nu obișnuiesc, nu în caracterul meu, în temperamentul meu, să mă recomand în felul acesta, însă având în vedere subiectul pe care, cu ajutorul Dumnezeu, aș vrea să îl discutăm în această după-amiază, vreau să vă spun că vreme de 22 de ani am lucrat în Ministerul de Interne, mare parte din timp ca ofițer de poliție judiciară, ofițer de structură de crimă organizată. Și spun lucrul acesta pentru că lucrurile pe care le am pe inimă în această seară să le împărtășim împreună, să știți că nu sunt citite dintr-un articol de pe internet, nu sunt, știu eu, auzite la o discuție la colț de stradă, sunt lucruri cu care în an și în an de zile m-am confruntat în mod direct în societatea în care trăim fiecare dintre noi într-o vreme ca aceasta și punând lucrurile acestea împreună cu cuvântul lui Dumnezeu, am găsit deosebit de necesar, din păcate, spun din păcate, în vremea aceasta să trebuiască să abordăm și să discutăm și astfel de lucruri, astfel de subiecte. Vedeți, unii au luat versetul din Efeseni 5:3 și au spus că astfel de lucruri nici să nu fie pomenite între voi. Dragii mei, nu este vorba să nu vorbești despre ele în biserică. Este vorba să nu se întâmple în biserică. Eu în cheia aceasta înțeleg Efeseni 5:3. Astfel vorbește acolo despre necurăție și despre alte lucruri. Spune astfel de lucruri să nici nu fie pomenite între voi. Adică nu să nu vorbim despre ele, ci să nu ne îndeletnicim că ele să nu se întâmple între noi. Am pe inimă în această seară să vorbim și de multe ori ocolim subiectul și sunt subiecte în anumite biserici tabu, de care n-ai voie să te atingi, pe care nu e bine să le abordezi. Vedeți, bună oară, până ceva timp în urmă era poate chiar lipsit de sens să te vorbești despre divorț. Și sunt, din păcate, trăim vremea în care chiar și în bisericile noastre sunt căsătorii care ajung la faliment. Cu totul și cu totul neconceput era poate ceva timp în urmă să vorbim despre consum de droguri, așa-i? Despre dependența de substanțe interzise, despre lucruri care ni se înfioară așa pe șira spinării numai când auzim despre ele, pe care, știu, le-am auzit doar la știri. Dragii mei, din nefericire, lucruri de felul acesta se întâmplă în societatea în care trăim și nu putem să facem abstracție și noi trăim în această societate și avem pericolul acesta ca și noi să ne confruntăm cu el. Nu știu dacă este cineva dintre dumneavoastră care n-a fost niciodată înșelat. V-a păcălit cineva vreodată cu ceva? V-a înșelat vreodată?
Fie că vine să lucreze și n-a mai venit, fie că i-a dat bani cu împrumut și nu vi-a dat înapoi, și fiecare dintre noi spune, ce m-a păcălit, ce am fost înșelat, ce da. Să știți că acestea nu sunt niște păcăleli care să producă niște consecințe ireparabile. Și ori de câte ori ne păcălește cineva din exterior, noi devenim cum? Mai înțelepți. Dacă te păcălește cineva odată, e vina ta, e vina lui. Dacă aceeași persoană te păcălește și a doua oară, cui e vina? E vina ta. Am stat mult și am cumpănit lucrurile în ceea ce vreau să spun în această seară, pentru că îmi doresc din toată inima ca lucrurile acestea să fie un fel de a privi dintr-o perspectivă care să nu dea idei vreunia dintre cei tineri, copii sau adolescenți. Vedeți, este linia aceasta până la care nici nu știi dacă să vorbești despre anumite lucruri sau câte detalii, în detaliu să vorbești despre ele ca nu cumva să trezești curiozitatea cuiva. Mers un tinerel la păstor și dorind să încheie legământ cu Domnul, botezul în apă, într-o discuție cu păstorul, care se dorea o fi o discuție de mărturisire, înaintea botezului, l-a întrebat fratele păstor dacă are ceva lucruri care îl apasă pe cuget și care ar vrea să le mărturisească. Și tinerul acesta inocent a spus că nu are nimic care să se simtă, dar a întrebat, dar ce-a, dați-mi un exemplu, ce aș putea să am pe inima mea care să mă apese? Și păstorul, puțin neinspirat, îi spune, uite, de pildă, poate ți-a trebuit odată niște bani și n-ai mai te dus să ceri la mama sau de la tata, te-ai dus tu singur la geantă, la portofel, ai deschis, ai scos 100 de lei, ai pus în buzunar, te-ai dus să-i făcut treaba și zice, să știți că n-am făcut niciodată așa ceva, dar nu e o idee rea. Ne trezim de multe ori și cuvântul lui Dumnezeu, vedeți, vorbește și spune, nu purtați de grijă firii pământești ca să nu-i treziți poftele. Până unde ar trebui să vorbim anumite subiecte și unde ar trebui să ne oprim ca nu cumva între cei inocenți, între cei curați, între cei neviciați, să nu ne trezim că în loc să dorim să facem o profilaxie, să preîntâmpinăm anumite lucruri, nu cumva să dăm idei cuiva. Mă rog din toată inima în această seară ca Duhul lui Dumnezeu să pună El granița aceasta în inima fiecăruia dintre noi și a celor tineri în special. Luați informațiile care le veți primi în această seară ca pe niște informații preventive, care să deschidă ochii fiecăruia dintre noi să știm să ne ferim în situații complicate ale vieții. Spuneam că cele mai multe lucruri și pericole apar din exterior, când cineva te păcălește din exterior și te poți feri și te poți pune la adăpost. Dar ce te faci cu acele pericole și cu acele ispite care izvorăsc din lăuntru tău, din ființa ta, din firea pământească? Spunea un psiholog că metoda cea mai eficientă de a determina o persoană să facă sau să nu facă un anumit lucru este să îl determini să creadă că a fost ideea lui. Și când pornește o idee și un deletnicire dintr-o convingere intimă personală, dintr-un lucru pe care tu îl simți că trebuie să-l faci, este foarte greu să te întoarcă cineva din drum. De aceea, așa de frumos îndeamnă și îmbin în această seară lucrurile cu Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că fără Cuvântul lui Dumnezeu nu putem înțelege și fără Cuvântul lui Dumnezeu nu putem să rămânem la adăpost. Și Cuvântul lui Dumnezeu în direcția aceasta spune, zic, dar umblați cârmuiți de Duhul lui Dumnezeu. În lucrurile în care avem dubii în ființa noastră, că ar fi bune sau n-ar fi bune să le facem, întotdeauna să cerem călăuzirea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne arate ce este bine și ce nu este bine. Vreau să vă spun în continuare că acest flagel al zilelor noastre, și îl vedem cei care citim ziarul, care ne uităm la știri, vedem aproape în fiecare zi șoferi sub influența drogurilor, cu oameni care fac tot felul de lucruri inimaginabile sub influența unor substanțe, nici nu mai știi. Recent, dacă sunteți la curent, în Parlamentul țării noastre a fost legiferat interdicția de comercializare a băuturilor energizante către minori, către copii. Să știți că lucrul acesta nu s-a întâmplat așa din moftul cuiva sau sunt lucruri care s-au petrecut și se petrec în continuare, copii, tineri, oameni care mor fizic, decedează
datorită acestor practici, consumului de substanțe și de lucruri de felul acesta. Dincolo de tragediile și de suferințele fizice pe care le îndură un om, cea mai mare tragedie și cea mai grozavă consecință este aceea despărțirii de Dumnezeu. În momentul în care alunecăm pe panta aceasta a păcatului, în momentul în care ne îndeletnicim cu lucruri nebiblice, despărțirea de Dumnezeu este cea mai mare tragedie a unui om pe pământul acesta, a unui tânăr, a unui copil. Dumnezeu să ne ajute să rămânem conectați întotdeauna la sursa neprihănirii noastre, la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vedeți, nu este nimic nou sub soare și mă gândeam la faptul că unul dintre motivele pentru care tinerii ajung să întindă mâna și să guste și să ia din substanțe interzise, cel mai frecvent motiv este curiozitate. Mă gândeam că poate și noi când ne întâlnim, în întâlnirea noastră de casă, discutăm din Biblie, dar câteodată mai discutăm și pe lângă Biblie. Cum spunea și fratele Florin, vorbim de multe ori prea mult. Și dorim să știm ce se mă întâmplă într-o parte sau într-alta, care sunt lucruri noi, care sunt lucruri vechi, ce pe acolo, ce a mai făcut cu tare, ce a mai făcut cu tare. Dorința aceasta de a afla lucruri noi, o găsim și în societatea oamenilor din Atena și vorbește în Fapte 17 acolo, spune că atenienii nu își petreceau timpul toată ziua decât să facă, să afle sau să asculte ceva nou. Trăsătura aceasta a firii pământești care se plictisește imediat și dorește noutăți, știri noi, experiențe noi, ne determină la un moment dat să încercăm și un lucru și celălalt și celălalt și vine cineva și spune, domnule, am auzit ceva senzațional, domnule, am luat ceva care mi-a produs o stare senzațională, m-am simțit în al nouălea cer, m-am simțit zmeu, este o curiozitate de felul acesta manifestată, mai ales în rândul tinerilor, când descoperă, deschid ochii în lumea aceasta, descoperă viața aceasta, sunt la momentul crizei de identitate după vârsta de 12, 13, 14 ani, când trebuie să răspundă la întrebarea cine sunt eu ca ființă umenească pe pământul acesta, ce caut eu în lumea aceasta, care este destinul, care este viața mea, ce trebuie să fac eu, care sunt lucrurile care nu le-am gustat până acum, ce trebuie să mă încânte, ce nu trebuie să mă încânte, este o frământare continuă. Și nevoia aceasta a firii pământești de a auzi lucruri noi, de a gusta și de a trăi experiențe noi, de cele mai multe ori din pură curiozitate, împinge pe unii dintre noi să întindă mâna și să experimenteze lucruri pe care spune Cuvântul lui Dumnezeu la propriu să fugim. De cele mai multe ori, fiecare dintre noi, dragii mei, ne-am confruntat și trăim în viața aceasta în situații dificile. Și viața are asprimea ei. Vă dau de pildă un exemplu, atunci când poate în familia cuiva a avut loc o tragedie mare, mânat de intenții bune. Cei care doresc să mânghe, să înconjoare familia, să-i ajute să depășească momentul acela deosebit de greu și de dificil, vin poate câteodată și spun, încercarea aceasta este prea grea pentru tine. Uite, ia un medicament zilele acestea care să te ajute să treci mai ușor peste necaz. De obicei, calmante. Sunt niște medicamente care îți dau o stare din aceea așa, te moleșesc un pic, te fac un pic să nu te doară inima așa de tare. Și începe cu o intenție bună. Și nu condamn lucrul acesta, nu e obiectul nostru în această seară. Dar toate lucrurile încep de undeva. De cele mai multe ori încep în mod nevinovat, încep cu o intenție bună. Vom vedea mai târziu că sunt și care de la început sunt țintite pentru a face rău. Spuneam că de multe ori lucrul acesta, experiența aceasta și dorința de a experimenta lucruri noi apare din pură curiozitate. Să vedem cum e. Încerc doar odată. Dar nu mă vede nimeni, dar nu mă știe nimeni, dar oare cum o fi? Și cedăm și inevitabil, în urma curiozității, apare dorința, apare obișnuința, ajungem la dependență și odată pătrunsă în trupul nostru, acomodarea aceasta aduce moarte.
Nu sunt tragic în această seară, în ceea ce spun, vreau să fie un semnal de alarmă deosebit de apăsat și de articulat, în special pentru cei tineri. Cum auzeam și în seara aceasta, mulțumim lui Dumnezeu pentru privilegiul acesta de a ne închina într-un mod liber. Mulțumim pentru faptul că pot copiii noștri să meargă la școală, să învețe, dar să nu uităm, așa cum am auzit în această seară, faptul că noi, ca părinți, avem o mare responsabilitate în ceea ce privește creșterea copiilor noștri. Nu la voia întâmplării, suntem într-o seară cu slujbă de binecuvântare de copii. Am ajuns, să spunem, neperformanța aceasta de a critica totul împrejurul nostru. Ca părinți spunem că școala nu e bună, că nu educă copiii bine. Biserica nu-și face datoria, școala duminicală nu-și face datoria, societatea nu-și face datoria, dar oare datoria noastră ca părinți? Am fost chemați să vorbesc despre lucrurile acestea la o biserică și au spus să vin într-o seară în care este seară de tineret. Și am recomandat cu toată dragostea și am spus lucrurile acestea nu sunt numai pentru copii. În egală măsură sau poate într-o mai mare măsură, lucrurile acestea trebuie să fie auzite și de părinți. Pentru că cei care au ceva de făcut în direcția aceasta, cei care pot să facă ceva într-un mod eficient, preventiv, înainte să se instaleze, înainte să se întâmple, sunt părinți. Are societatea rolul ei, are școala rolul ei, biserica ei are rolul ei, dar cel mai mare rol îl au părinți. Nimeni nu cunoaște sau ar fi bine ca nimeni să nu cunoască un copil mai bine decât părinții lui. Ajungem câteodată să nu ne cunoaștem sau să nu ne recunoaștem copiii. Am avut odată o situație în care a venit o mamă cu o reclamație că fiica ei a fost răpită de acasă. Vreo 4 zile n-a fost pe acasă. Și s-au pus în mișcare toate instrumentele de strângere de probe, de anchetă, și mergând pe firul poveștii, a trebuit să chemăm acea mamă în birou și să-i punem în fața unui monitor, să-i arătăm pe camerele de supraveghere ce a făcut fata ei timp de 4 zile. Cum a plecat de bunăvoie de acasă, cu mașină, cu niște băieți, cum s-a oprit la Peco și au luat, s-a dus ea și a ales din raft o sticlă de vin, cum stăteau în bar și picior peste picior cu țigara în colțul gurii și cu sticla de băutură pe masă și a petrecut 4 zile. Și spunea acea mamă, nu-i copilul meu, seamănă cu al meu, dar ăsta nu-i copilul meu, eu nu-mi cunosc copilul în felul acesta, acesta nu este copilul meu. Șoc total. Oare întreb în această seară, se poate ajunge ca un părinte să piardă contactul cu realitatea într-o așa măsură încât să nu-și cunoască copilul? Să știți că se poate. Dumnezeu să ne ajute ca părinți să înțelegem responsabilitatea. Dar haideți să intrăm în subiect, pentru că timpul fuge. Dependența de substanțe interzise poate să aibă ca sursă 2 categorii de substanțe. Substanțe legale, permise, care circulă și nu sunt incriminate de lege, și substanțe ilegale, a căror consum, deținere sau folosire este incriminată de lege. În categoria substanțelor permise, care circulă pe piață la ora actuală, substanțe care ajung să dea dependență, care interferează cu sistemul nostru nervos central, că despre asta este vorba când vorbim despre dependența de substanțe. În această categorie a substanțelor legale, aș putea să includ într-o listă foarte scurtă alcoolul, cafeaua și tutunul. Când auziți de cafea, o să vă uitați la mine și o să spuneți, domnule, și cafeaua? Eu nu sunt împotriva cafeaua. Alcoolul și tutunul cred că nu are rost să zăbovim asupra acestor elemente, pentru că nu e de trebuință în seara aceasta. Însă, discutând cu un frate la un moment dat, în privința cafelei, mi-a spus, domnule, ce e rău cu privire la cafea? Zic, nu e nimic rău la cafea. Dar discutând cu el, și spune, mâine trebuie să ținem o zi de jertfă, o zi de post. Și a zis că nu pot. De ce? Că dacă eu până la ora 10 nu beau cafea, nu funcționez. Îs legumă, nu mă dau jos din pat. Dacă lucrez 2 ore și la ora 12 n-am o pauză de cafea și nu mai beau o cafea, nu pot să termin lucru până seară. Cuvântul care l-am citit în această seară spune, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe mine. Dacă te împiedică
acea băutură, cafeaua, să ții o zi de jertfă înaintea lui Dumnezeu. Judecați dumneavoastră singur dacă e bună sau nu e bună. Dacă este bine ca omul să continue sau să nu continue. Eu nu spun în seara aceasta că trebuie să nu mai beți cafea sau că trebuie să beți doar una pe zi. Dar dacă te trezești dimineață mâine și nu bei o cafea și te doare capul de trebuie să-ți iei pastile, e un semn că ceva îți lipsește în organism și ceea ce îți lipsește în organism, organismul spune că trebuie să-l aduci din exterior. Voi face o referire și la felul în care Dumnezeu a creat organismul acesta, trupul acesta, ca să funcționeze complet și perfect. Și organismul, așa cum l-a creat Dumnezeu, trupul acesta de țărână, de carne neputincioasă, este perfect din toate punctele de vedere în ceea ce privește chimia și construcția lui biologic. N-are nevoie de nimic din exterior, de niciun stimulant, de niciun reazem, de nicio întăritură, de niciun booster din acesta care să îți dea putere. Și în cea de-a doua categorie a substanțelor interzise, aici tot într-o enumerare scurtă, sunt acele droguri, vorbim despre heroină, cocaină, ecstasy, substanțe sintetice, etnobotanice, săruri și tot felul de lucruri de felul acesta. Nu suntem străini de ele, haideți să nu ne facem că nu știm, cu toți am auzit măcar o dată rostindu-se denumiri de substanțe interzise. De ce sunt așa de periculoase toate aceste substanțe? Trei categorii de efecte produc asupra sistemului nervos central. Computerul acestui trup pe care Dumnezeu l-a proiectat și l-a făcut, l-a creat astfel încât să funcționeze într-un mod armonios și perfect. O categorie de efecte sunt acelea care inhibă activitatea sistemului nervos central, acele calmante. O doua categorie de efecte este aceea a celor care stimulează sistemul nervos central și vorbim aici despre acele energizante, despre acele substanțe care spunem noi că ne dau energie, acele care ne stimulează și ne fac să părem mai puternici. Și cea de-a treia categorie și cea mai nocivă este aceea care perturbă grav funcționarea sistemului nervos central până într-acolo încât ajunge să producă halucinații. Un om drogat, dacă îl întrebi, să nu te surprindă când îl întrebi cine ești, să spună că el e Ștefan cel Mare. Și nu-ți minte, el așa crede în mintea lui la momentul respectiv. Noi de multe ori zâmbim, poate, la lucrurile acestea, însă cât se poate de real și de adevărat. Vedeți, noastră, vorbim despre categoria celor substanțe care inhibă, care calmează. Care este granița și limita în care avem disponibilitatea de a suferi? Știți că din punct de vedere biologic, Dumnezeu a lăsat suferința în trupul acesta ca un mijloc care să folosească trupului, ca un mijloc de apărare? Dacă pe mine am o leziune la un picior și mă doare, mă va împiedica să folosesc piciorul acela ca să nu accentuez leziunea respectivă. Din punct de vedere medical, să nu produc o vătămare mai mare decât aceea care o am deja până nu se vindec. În momentul în care apelezi la substanțe din acestea calmante, care îți calmează durerea, ce ai să faci? Ai să te porți ca și cum mădularul tău ar fi unul sănătos și în limbaj popular tragi de el și mergi înainte până se rupe, până pocnești. Care mai este disponibilitatea noastră de a suferi? Cuvântul lui Dumnezeu vorbește că suferința este aceea care ne dă răbdare. Răbdarea aduce biruința și biruința aduce nădejde. Chiar și suferința fizică. Eu nu sunt împotriva medicamentelor, respect și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze cu înțelepciune medicii și știința medicală, dar ușurința cu care unii oameni apelează la medicament este primul pas către calea dependenței de anumite medicamente. Numai treci o adiere așa ușoară, simți că te doare capul, imediat te-ai dus frumos și ce ai făcut? Ai luat o pastilă, nu știu ce, nu să rostesc nume în această seară, tocmai cum spuneam, să nu dau idei cuiva. Și disponibilitatea noastră de a suferi, dragii mei, este din ce în ce mai mică și căutăm să o echilibrăm, spunem noi, să o combatem cu mijloace de felul acesta. Din categoria celor care stimulează sistemul nervos central, acelor substanțe energizante, ai de făcut un drum lung.
trebuie să conduci 14 ore, 15 ore. Ce ai să faci? Îi dai cu cafea și cola. Te oprești la un peco, mai cumperi vreo două energizante și îi dai la maxim. Și după aia 3 zile nu mai ești om. A fost o vreme în societatea americană, prin anii 30, în care descoperiseră o pilulă magică în care femeile mergeau la servici, făceau treaba acasă, stăteau cu copiii noaptea, dormeau două ore pe noapte și spuneau că au descoperit pastila supremă care le dă, erau tot un fel de energizante de felul acesta. Și rând pe rând s-au ales cu boli grave, aproape incurabile, și s-a dovedit că lucrul acesta a fost o mare înșelătorie. Vrem să facem cât mai multe, vrem să muncim cât mai mult, vrem să acoperim cât mai multe domenii, să facem cât mai mult și resursele noastre sunt limitate. Carnea aceasta neputincioasă, țărâna aceasta, are limitele ei. Și căutăm printr-o infuzie de substanțe din exterior străine să ajutăm, spunem noi, să ajutăm trupul acesta, ne întărim un pic. Dar Dumnezeu ne-a chemat să slujim, să trăim și să umblăm pe pământul acesta între niște limite bine stabilite și așezate cu o înțelepciune dumnezeiască. Nu încercați să trageți de trupul acesta mai mult decât a rânduit Dumnezeu. Pentru că rețeta spre, haideți să spunem, aproape spre dezastru este aproape sigură. Mai devreme sau mai târziu, oameni care o perioadă îndelungată s-au îndeletnicit cu energizante și cu lucruri de felul acesta au ajuns să cadă, să se prăbușească din toate punctele de vedere în trup. Dumnezeu să ne ajute să rămânem niște oameni echilibrați. Credeți că la voia întâmplării Dumnezeu a spus și a pus cutilul de poruncă, de lege, 6 zile să lucreze omul și a 7-a zi să se odihnească. Țărâna aceasta, carnea aceasta neputincioasă, are nevoie de odihnă. Acum, trecând la ceea ce interesează, în general, pe cei care merg la școală, adolescenții, tinerii, copiii, vreau să vă spun câteva mituri false, câteva procedee, câteva, știu eu, subterfugii, prin intermediul cărora cei care vor să acapareze în rețelele acestea de distribuție și de consum de substanțe, și mă refer la cele din categoria celor interzise, care sunt, să spunem, cuvintele și convingerile pe care le răspândesc ca să atragă cât mai mulți adepți. Primul lucru pe care îl veți auzi cel mai des este faptul că consumarea o singură dată nu te face dependent. Dragi copii, dragi tineri, dragi adolescenți, veți auzi foarte des de la oameni care promovează aceste lucruri interzise o singură dată, de curiozitate. Și nu are niciun efect. Vreau să vă spun din practica profesională. Știți care este primul efect care se produce? Trăim într-o eră în care la orice colț de stradă, în orice clipă, în orice secundă, cel puțin 10 sau 50 de persoane te pot filma și pot să-ți facă o poză. Nu mai există în afara casei și a perderilor trase, omul nu mai are intimitate. Și te convinge un om de felul acesta să fii cu el în anturaj măcar o dată și îți faci o poză. Știți ce urmează? Și au fost situații în care au ajuns până la urmă să formuleze plângeri în direcția aceasta, după ce au cărat de acasă 1.000 de euro și bunuri de valoare, șantajați fiind cu o singură fotografie. Te-a prins odată în off-site, te-a prins odată pe picior, te-a păcălit odată, ai gustat odată, ai fost odată cu el în anturaj, ai pus mâna odată și ai o poză, ai o filmare și ți-o vântură în față și îți spune, dacă nu faci ce-ți spun eu, umplem internetul cu tine. Și au fost tineri care, cu capul plecat, șantajat în felul acesta, au ajuns să facă grozăvii dintre cele mai mari. Consumarea, o singură dată, nu te face dependent, poate, dar te poate expune la un șantaj teribil, care atrage după sine lucruri inimaginabile. O altă găselniță a lor, vin și spun că adolescenții și cei tineri, datorită faptului că organismul este tânăr, este în formare, nu poate să devină dependent. Nimic mai fals decât atât. Tocmai un organism tânăr, un organism în formare, un creier în dezvoltare, este cel mai afectat în perioada de creștere, în perioada de dezvoltare. Și ajung să crească, să ajungă niște adulți cu sechele în sistemul nervos, cu sechele în mintea lor, din punct de vedere fizic, cu sechele în tot trupul lor. Vor vorbi unii și vor tenta și vor spune consumul de droguri, consumul de alcool îți rezolvă toate problemele.
În starea aceea euforică, în starea aceea în care nu mai știi de tine, uiți de probleme. Foarte adevărat, uiți de ele, dar când te trezești, problema unde e? Problema e tot acolo și lângă ea s-a mai adăugat una. Că ți se pare că te-ai simțit bine și mâine ce faci cu problema? Știu eu ce fac, ce am făcut și ieri. Am să uit din nou de ea. Până când? Până te distrugi cu tot. Consumul, dragii mei, nu rezolvă nicio problemă. Dimpotrivă, adaugă una mai grea și mai gravă decât cea pe care ai avut-o. Să ajungi în starea aceea. Și un ultim, să spunem, argument pe care îl aduc și care prinde foarte bine, poate că între copii, între adolescenți, între tineri, la școală, poate că tu nu ești cel mai vizibil din clasă. Poate ești într-o margine acolo, nebăgat în seamă de cercul majoritar, de cei celebri. Știu cum se întâmplă lucrurile la școală, în fiecare școală, în fiecare clasă, sunt 1, 2, 3, 5, mai cu moți, mai cu vază, mai băgați în seamă de toată lumea, mai frecventabil. Și la un moment dat vin și spun, vrei să faci parte din cercul nostru? Vrei să devii și tu celebru? Vrei să devii și tu faimos? Hai cu noi! Poartă-te ca noi! Fă ce facem noi! Și vei deveni celebru. Și dorința aceasta de celebritate, pe mulți dintre tinerii noștri i-a prins, i-a făcut captivi. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre niște feciori al lui Sceva, care au văzut pe Pavel făcând niște lucruri deosebite cu puterea lui Dumnezeu și au spus, cât de celebru este omul acesta, am vrea să fim și noi celebri, ne apucăm și noi. Dragi copii, dragi tineri, dragi adolescenți, când va veni cineva să vă momească, să vă tenteze cu celebritatea în direcția aceasta, spuneți-i așa și nu vă fie rușine de adevărul acesta. Eu sunt deja celebru. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Celebritate și demnitate mai mare decât aceasta n-am nevoie. Sigur, probabil vor râde. Haideți să fim serioși, sinceri. Vor râde de voi. Dar e adevărat. Noi știm o vorbă pe care o spunem, cine râde la urmă, râde mai bine. Aș prefera să râd la urmă și să rămân copilul lui Dumnezeu decât să fiu făcut celebru în felul lumii. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Mergând mai departe, cu privire la lucrurile acestea, ca o întăritură. Ca să ții minte un lucru, de exemplu, un număr de telefon la o companie de taxi. Dacă vă uitați, toate sunt într-un format foarte ușor de ținut minte. Nu trebuie să-ți notezi undeva. Știi exact, 2222, numărul de urgență, numărul de telefon de urgență al Sfintei Scripturi, poate nu la voia întâmplării, e așezat pe pagina Sfintei Scripturi în felul acesta. Dragi tineri, ori de câte ori vă simțiți ispitiți, vă simțiți momiți, vă simțiți tentați să deveniți celebri în felul acesta, amintiți-vă de 2 Timotei, 2:22. Știți ce spune 2 Timotei 2:22? Ia uitați ce scrie. Fugi. Poți să iei la sănătoasă să fugi chiar și fizic. Lui Iosif nu i-a fost rușine să fugă, dar a făcut bine. Dumnezeu să ne ajute să cunoaștem Scriptura și să rămânem la cele spirituale. Domnul să ne ajute la lucrurile acestea. Cea mai mare minciună în toată ecuația aceasta, dragii mei, este că întotdeauna îți vor spune, ai lucrurile sub control, tu poți să te lași când vrei tu. Așa de mulți oameni am auzit, robiți de alte patimi, de exemplu, de tutun. Dom'le, eu mă pot să mă las când vreau eu. Dar știi care e problema? Că nu vrei. Ajungi să nu mai vrei, ajungi să depinzi. Și ați auzit poate de simptomele acestea și de starea aceasta trupească, în momentul în care vrei să te depărtezi, să renunți la astfel de substanțe care le-ai turnat în tine așa, parcă ai avut ciudă pe propriul organism, se numește sevraj. O stare în care organismul se obișnuiește cu o anumită substanță, o stare în care organismul cere în continuare substanța respectivă. Se numește sevraj și sunt niște stări fizice groaznice. N-am întrebat pe fratele Florin dacă... Dar poate dacă o fi cu altă ocazie să fie adus, pentru că aveți tehnologia aici, să vă arăt pe ecran fotografii ale unor oameni, cum arătau acum și cum arătau după 6 luni. Să vedeți cam cât de desfigurat, cât de transformat, cât de hidos
arată un om robit de patim de felul acesta. Spuneam că Dumnezeu a creat organismul acesta într-un mod perfect, cu tot ceea ce îi trebuiește. Să vă dau un exemplu. Te duci poate în vizită la vecinul tău. Ai deschis poarta, ai intrat înăuntru, nu știi dacă e acasă sau nu e acasă, dar numai faci câțiva pași, îți apare în față un câine de la, așa, de vreun metru mare. E departe până la poartă, te uiți la câine, se uită la tine, gardul are vreo 3 metri, așa, numai dintr-o dată te întorci și dintr-o săritură, fără să atingi gardul, numai l-ai sărit dincolo și te uiți, te întorci și te miri și tu, măi, oare cum am făcut asta? A pus Dumnezeu în ființa noastră, în creierul acesta, o glandă care secretă o anumită substanță în situații de pericol, se numește adrenalină. Și adrenalina aceea este gândită de Dumnezeu în situații limită, în situații de pericol absolut, să se activeze și să pompeze sângele către mușchi, către membrele exterioare, ca să te poată ajuta fizic să faci lucruri pe care, în mod obișnuit, lipsindu-ți acea doză de adrenalină, nu le-ai putea face. Te întorci a doua zi, te uiți din nou la gardă, ăla vrei să-l mai sari, te chinui vreo două ceasuri și nu reușești. Nu mai este adrenalina. Dar știți ce a mai gândit Dumnezeu? Că și adrenalina prea multă, pentru o intensitate mare, într-o perioadă lungă de timp, îi dăunătoare organismul. Dragii mei, a pus Dumnezeu în organismul acesta uman, în ființa aceasta, tot ceea ce este nevoie ca să putem viețui după cuvântul Său. Nu avem nevoie de substanțe din exterior, nici să ne calmeze, nici să ne facă exuberanți, nici să ne stimuleze imaginația. Zicem noi să ne facă mai deștepți. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem. Comparam de multe ori pe cei care spuneau că dețin controlul și că ei se pot împotrivi și ei se pot lăsa oricând și nu, pentru ei substanțele acestea nu creează dependență. Vreau să vă dau următor exemplu. Cred că mulți dintre dumneavoastră din seara aceasta prezenți aici ați trecut măcar o dată pentru o intervenție chirurgicală. Ați fost vreodată operați? Ați fost la spital? Știți, vine așa cu binișorul, anestezistul, vorbește cu tine, te întreabă ce mai faci, cum te simți, ai o perfuzie așa pusă la mână, vine cu o siringă mică, 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 cu 2 ml de serți, bagă în perfuzie așa, se uită cum curge, zice, numără până la 100. Dar n-ajungi până la 10. Așa, dintr-o dată, ți se ia și când te-ai trezit, ești în salon și pansat și operația făcută. Și am folosit exemplul acesta și am spus oricărui dintre oamenii aceștia, dacă ai întâlnit vreodată un om care să se poată opune acelei substanțe, acelui anestezic care intră în corp, și tu să spui la momentul respectiv, eu mă împotrivesc acum, eu strâng din pumn, așa închid ochii, mă încordez și intră anestezicul în venă la mine și nu-și produce efectul și nu adorm și nu mă amorțește și nu se întâmplă nimic. Dragii mei, Dumnezeu ne-a creat chimie pură din creștet până în tălpi. Totul este o reacție chimică în organismul uman, bine pusă la punct și gândită de Dumnezeu. A altera aceste procese chimice, a pune acolo unde nu trebuie ceea ce nu trebuie, perturbă funcționarea așa cum a gândit-o Dumnezeu și nimeni nu se poate împotrivi. Este, dacă vreți, ca acel slogan, nu încercați așa ceva acasă. Nu încercați să dovediți că puteți, dragi copii, dragi tineri, dragi adolescenți. Nu vă veți putea opune, este chimie pură. Odată gustat, odată luat, odată pătruns în organism, creează dorință pentru mai mult, pentru mai mult, pentru mai mult. Uitați-vă, am ajuns ca țară, iarăși, nu la voia întâmplării, recent s-a legiferat faptul că se interzice vânzarea la liber de antibiotici în farmacii. Pentru că omul în inconștiența lui, dacă nu știe că e răcit, că e viroză, că nu-i viroză, că se duce la farmacie, ce, mă doare în gât, antibiotic, mă doare după cap, antibiotic, da, și băgăm în noi, turnăm cu kilograme pastile de felul acesta și ajunge organismul să dezvoltă o rezistență, nici măcar nu-și mai facă efectul. Și îți spune, nu mai funcționează ăsta, trebuie unul dintr-o categorie superioară, dintr-o categorie mai puternică și tot mai puternic și îl iei și distrugi stomacul și distrugi, tratezi una și distrugi trei. Când o iei pe direcția aceasta, pe panta aceasta,
rare ori ajungi să scapi curat și așa te trezim că ajungi pe la o vârstă cât te ține Domnul pe pământul acesta și întrebam pe un frate câte pastile aici, că 11 pe zi. Aia e pentru asta, aia e pentru asta, 3 dimineața, 4 la prânz, 2 seara, ajungi să trăiești numai pe pastile. Este și asta o dependență. Am avut trista experiență, am avut o familie de prieteni din America, ne-au vizitat și au stat mai mult, cam o lună de zile, și aveau ceva probleme, au avut probleme în familie cu o fată care a decedat la 30 și ceva de ani, momente cumplite, grele, vă spuneam despre dorința aceasta de a ajuta în anumite momente. Și erau ani de zile după momentul respectiv în care nu puteau să-și ducă viața liniștit decât luând pastile din acestea, Xanax, sau nu știu cum se, care te ajută să, mă știu, să îți inhibe activitatea sistemului nervos. Și s-a întâmplat că în șederea la noi au rămas fără pastile. Nu vă imaginați cam cum arătau după 2 zile când nu și-au luat pastile. Fiindu-ne milă de ei, am reușit într-un fel să se dau cu rețeta acele medicamente, vă spun, să găsim câteva pastiluțe, le-am adus acasă cu mâini tremurând ca un om vizibil, afectat și dependent, a desfăcut folia aceea de acolo și nu nimerea să pună în gură și să bea ca să se liniștească. Așa ajunge omul care vrea mai mult în organismul lui, mai mult decât a pus Dumnezeu, decât a gândit Dumnezeu. Dragii mei copii, dragi tineri, nu încercați. Nu încercați să vă opuneți acestor lucruri, să le experimentați, pentru că nu veți putea să vă opuneți. Cei mai vulnerabili, vorbind despre partea aceasta și a responsabilității bisericii, cei mai vulnerabili, să știți că sunt tinerii care, poate că făcând o singură greșeală odată, au ajuns să fie marginalizați, să fie dați deoparte, să trăiască la periferia vieții spirituale, tineri pe care biserica ajunge să-i pună așa într-un colț deoparte și care ajung să se întoarcă cu fața și să arunce în brațele tocmai celor care i-au făcut dependenți. Avem datoria ca biserică, dincolo de datoria ca familie, să înțelegem până la un punct aceste comportamente, să-i înconjurăm cu toată dragostea și să-i tragem în sus. Punându-l la colț, punându-l dincolo de ușă, stigmatizându-l, nu-i facem altceva decât să-l împingem direct în partea cealaltă. Și este falimentul nostru câteodată, că nu ne cunoaștem poate între noi, îi respingem, îi punem deoparte și singurul loc în care își găsesc ei alinarea este anturajul acela nefericit. Vorbeam și spuneam despre faptul că este o mare responsabilitate a părinților în toată această ecuație. Pentru că nimeni nu-și cunoaște mai bine copilul decât părintele. Aș vrea să fac o provocare în această seară. Frate Florin, cred că nu o să faceți în seara aceasta să stăm la ușă să dăm mâna, să nu treacă tinerii să dea așa la fluierul piciorului vreuna pentru ceea ce am să spun acum. Încercați așa ca părinți, când aveți o seară liniștită în familie, să cereți telefonul copilului. Și să spuneți, măi, vreau să mă uit și eu așa prin telefon. Nu că aș avea ceva împotriva ta. Pune codul aici așa, să mă uit și eu așa, că ești tata tău, ești mama ta. Ai ceva de ascuns față de mine? Ține de dumneavoastră dacă puteți sau nu puteți să faceți lucrul acesta. Dar dacă nu puteți, întrebați-vă de ce nu se poate. Când un copil ascunde ceva, nu ascunde un lucru bun. Și nici măcar el nu crede că lucrul acela e bun, pentru că de-aia îl ascunde. Că dacă l-ar crede bun, nu l-ar ascunde. Dacă ia copilul nota 10, vine acasă cu carnetul lipit pe frunte, așa-i? Dacă stai la etajul 2, de la parter, știu toți vecinii, mama, a luat 10 azi. Dar dacă ia o notă mică și o pune în carnetul după o lună, băi, unde-i carnetul? L-am pierdut. Scriu altul, face altul. Îți pui mâinile în cap când te duci la ședință. Vedeți, Adam, după ce a păcătuit, a întrebat Dumnezeu, Adame, unde ești? Zice, m-am ascuns. Dar de ce s-a ascuns Adam? Pentru că știa că făcuse ceva rău.
Și ori de câte ori copilul se ascunde de părinte, se ascunde pentru că știe că lucrul acela nu-i bun sau nu-i place părintelui sau părintele nu-i de acord cu el. De aia se ascunde. Că dacă ar fi bun, nu l-ar ascunde. Încercați să luați telefonul copilului, să vedeți acolo ce prieteni are, ce discuții poate poartă pe grup. Nu, să știți că nu este un atentat la intimitatea nimănui, dragi mei. Noi am crescut copil fiind într-o vreme în care nu consideram lucrurile acestea o misiune în intimitatea privată a copilului. Să nu ai voie să intri în camera lui, să n-ai voie să, știu eu, să stai de vorbă cu el despre anumite subiecte, să n-ai voie să te uiți în telefonul lui, să nu... Cum adică? Așa se întâmplă că pierdem legătura, pierdem contactul cu realitatea și părinții pierd contactul cu copiilor. Vedeți, dumneavoastră, am avut o singură dată o întâmplare de felul acesta, locuiam undeva la Zamca, în oraș, unul dintre băieții noștri, cel mai mare, avea, cred că, 12 ani, eram pe afară, prin curte, poarta era deschisă și la un moment dat, cum era betonat acolo, în mare viteză intre pe poartă, am aflat după aia că e băiat, avea părul lung așa până jos, așa la spate, pe un skateboard așa, îmbrăcat într-un mod foarte ciudat și face la mine salut, așa. Eu sunt prietenul lui Nicu, nu serios. Și l-am chemat pe băiatul meu și am zis, mă, uite, a intrat, ce-i băiat sau fată? Băiat, bun. A intrat și a zis că e prietenul tău, e prietenul tău? Și s-a uitat la el așa și a zis că nu, nu-i prietenul, nu l-am mai văzut de atunci. Încercați să vedeți cu cine să împrietenesc copiii dumneavoastră. Spune-mi cu cine te însoțești ca să spun ce fel de om ești. Încercați să vedeți unde îl trage ața și de ce vrea să se ducă. Pentru că am să intru într-o categorie de simptome care pot să dea de gândit. Ar trebui, n-are cum să nu dea de gândit unui părinte când vezi că apar asemenea chestiuni, aceste asemenea transformări, asemenea schimbări în viața copilului tău. Primul și cel mai important semn pe care îl poți vedea în viața copilului care și-a schimbat dorința, și-a schimbat viața sau este pe cale să și-o schimbe, este apariția interesului pentru lucruri cu care nu s-a îndeletnicit până atunci. Dintr-o dată are un cerc nou de prieteni, dintr-o dată începe să vorbească poate în termeni necuvincioși pe cei cu care mulți ani de zile s-a întovărășit și poate sănătoși fiind din biserică și cei la locul lor și așa. Dintr-o dată apar niște schimbări din acestea ne la locul lor și bruște dintr-o dată. Își pierd interesul pentru activități, pentru lucruri care promovează starea de sănătate. Vedeai că face sport, că are o disciplină, că se scoală dimineața, că face exerciții fizice, că învață, că se pregătește, își face temele și într-o dată se schimbă totul în viața lui. Apar alte priorități, alte tabieturi pe care le identifici în viața copilului tău. Puneți un semn de întrebare. La pachet cu lucrurile acestea, întotdeauna scade performanța școlară. Apare dezinteresul pentru școală și lucrul acesta nu e numai pentru faptul că celelalte activități ocupă sau pot să ocupe mai mult timp, ci pentru faptul că, la mod propriu, vorbim despre această chimie a organismului, drogul, substanțele acestea care interacționează cu sistemul nervos central, ajung să prăjească la propriu creierul. Nu-l mai duce capul pe un om care consumă substanțele sau acestea, care este dependent de substanțe, nu mai are aceeași capacitate cerebrală. Scade performanța școlară, scade dorința de a învăța, scade dorința aceasta de a face performanță. Nu mai este interesat despre promovarea stării de sănătate fizică, de unde mergea pe munte, de unde mergea cu bicicleta, de unde juca, nu știu, fotbal sau, nu știu, interzis sau nu interzis, asta este altă discuție. Dintr-o dată se transformă copilul și n-ai cum să nu remarci lucrul acesta. Ajunge să se poarte într-un mod ciudat, poate să poarte haine ciudate. Ajunge să folosească odorizante și spray-uri ca să acopere anumite mirosuri, anumite lucruri de felul acesta. Ajunge să nu mai comunice cu părintele. Nu știu dacă, ca și părinți, procedat sau este obișnuit în familie, când pleacă copilul la școală, să te duci lângă el, mama sau tata, cel care e acasă, îl petrece la ușă, să te apropii de el și să-i dai o sărutare, să-i spui o binecuvântare, să-l pup pe frunte, pe obraz, pe cum la un moment dat îl vezi că dintr-o dată zici că e adolescent, că e mare și nu-l mai pupă mama acum, dar el poate că se ferește să nu miroase ceva.
Eu vă spun lucrurile acestea pentru că lucrurile acestea s-au întâmplat și apare distanțarea aceasta din, cu privire la membrii familiei, cu privire la cei din casa lui. Este, dacă vreți, un simptom de felul acesta care nu are cum să treacă cu vedere. De unde era nelipsit, poate de la biserică, de la toate activitățile, implicat în slujire, în cor, în, știu, în diverse grupe de felul acesta, își pierde interesul. Fiți atenți cu privire la orice schimbare de comportament în viața lui de felul acesta. Dar ca să poți să fii atent, să poți să le observi, trebuie să faci parte din viața copilului tău. Trebuie să vină mama și tata cu copiii împreună la biserică. Nu știu cum faceți noastră, însă nu mi s-a părut în regulă să vezi că vin la casa Domnului, vine în cel mai fericit caz împreună mama cu tata și copiii, fie mai târziu, fie mai nu știu cum, dacă nu sunt alte, știu eu, chestiuni care să țină de program, de încadrare. Ce frumos este ca familia întreagă împreună, părinții, copiii împreună, să vină împreună la casa Domnului, să aibă părtășia aceasta împreună, să nu fie această ruptură, să nu fie această ei cu ei, noi cu noi, îi crește biserica, îi crește societatea, îi crește școala, dar răspundem noi ca părinți înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să facem parte din viața copiilor noștri și să simțim la timp aceste simptome. Posibil să funcționeze într-un mod preventiv, dar câteodată este posibil să fie prea târziu. De aceea vă rog în această seară să dăm atenția cuvenit acestor lucruri și să vedem câteva lucruri care am putea să le facem de multe ori câtă vreme nu este prea târziu. Spuneam întotdeauna că atunci când vezi o persoană într-o situație de felul acesta, nu este un păcat să te duci și să spui păstorului, să spui celor din familie: dragi tineri, dacă știți la școală, știți în cercul vostru de prieteni, tineri, tinere care au astfel de preocupări sau înclinații sau cochetează cu lucruri de felul acesta, nu înseamnă că faceți un lucru rău, că îi părâți la cineva. Le faceți un bine. Vorbiți cu slujitorii din biserică, vorbiți cu părinții, vorbiți chiar și cu autoritățile. Cereți ajutor spiritual, sunt duhuri care se lipesc de sufletul omului și care pot să fie date la o parte prin post, prin rugăciune, prin mijlocire de felul acesta. Numai Dumnezeu este Cel care poate să transforme și să dea la o parte duhurile acestea care pun stăpânire pe un om dependent. Spune cuvântul lui Dumnezeu că firea aceasta pământească nu se supune Duhului și nici nu se poate supune. Un om care ajunge pe calea această dependenței nu se va putea reabilita și nu se va putea lăsa niciodată fără ajutor din exterior și fără un ajutor temenic, fără ajutor spiritual. Recunoaște gravitatea problemei, recunoaște urgența ei și cere ajutor calificat. Cere ajutor de la persoane care pot să-ți întindă o mână, care să te pot sfătui. Vedeți, la un moment dat, fiul risipitor pleca de acasă după ce a ajuns într-un mediu de degradare mai jos de atât nu se putea. La un moment dat a spus: știu ce voi face, mă voi duce la cine? La tatăl meu. Mă voi duce acasă la tatăl meu. Dragi tineri, dragi copii, poate că nu spun că dintre voi, dar poate cunoaște și puteți sfătui în felul acesta, știți? De cele mai multe ori, nu numai copiii, dar și noi ca adulți, când avem o problemă care, eu știu, așa ne e jenă de ea și vrem să cerem ajutor, ne ducem la un frate, la un păstor sau la altcineva și spune: știți, am un prieten sau am o prietenă care are o problemă și aș vrea să cer un sfat pentru ea, dar numai pentru mine. Dar noi o punem așa în felul acesta ca să nu spunem că noi suntem cei care avem nevoia respectivă. Spuneți și în felul acesta, nu e niciun fel de problemă. Dragi copii, dragi tineri, dacă cunoașteți situații de felul acesta, îndrumați-i. Dependența nu face nimic decât să te distrugă, decât să-ți facă rău acest organism, să te despartă de Dumnezeu, să te arunce într-o neagră noapte de păcat. Dumnezeu să ne ferească de lucrul acesta. Am să închei în această seară cu o ilustrație care poate să fie sugestivă nu numai în direcția aceasta, și în alte direcții. Ce face păcatul acesta acoperit? Până unde duce robia aceasta celui rău
pentru păcatul nemărturisit, pentru o dependență de felul acesta pe care o car după tine, o car în spinare și produce niște consecințe groaznice. Am să iau două personaje, orice asemănare cu realitatea este pur întâmplătoare, doi copilași, așa, gândiți-vă la doi copilași la 10-12 ani, așa, Ionel și cu Maria, care se joacă afară în curtea casei și Ionel, mai năzbâtios așa din fire, ia o piatră și o zvârle cu ea așa la întâmplare și ce să vezi, lovește în cap o gâscă din bătătură și moare gâscă. Și acum copiii se uită și zic, ce să fac, află mama, află tata, ai bai mare, să sfătuiesc ei împreună și spune, hai să o îngropăm și zicem că a luat o vulpe. Și o îngroapă undeva mai departe acolo și vine mama, numără gâștele, unde-i gâsca, nu, vulpea s-a dus. Și în casa aceea era o regulă, nu știu dacă mai există astăzi și la noastră în familie regula aceasta, că în fiecare zi Ionel și cu Maria spălau vasele pe rând. Unu zi, unu zi, unu zi, unu zi. Și spală Ionel vasele și a doua zi când trebuie să spele Maria, ce se gândește, se uită la Ionel și zice, gâscă. Și atunci se așează pe scaun Maria și vine Ionel și spală pentru ea. Și în ziua următoare spală pe rândul lui și ziua cealaltă, când e rândul lui Maria, Maria nici nu mai zicea gâsca, nu mai făcea din ochi așa. Și vede mama că trece vreo lună de zile așa și, măi, Ionel s-a harnic de o lună de zile, numai el spală vase, ce-o fi acolo? De el cu sughițuri, cu sughițuri, cu sughițuri acolo și spăla și spăla. Și într-o seară își face curaj. Într-un moment de părtășie de familie, cum ar fi bine să mai existe, își pune capul pe pieptul mamei sale și îi spune, știi, mama, gâsca aia care a luat-o vulpea, eu am fost vulpea, n-am vrut, așa s-a întâmplat, am făcut năzbâtea, uite acolo am îngropat acolo, ui, am trecut și suficientă vreme, s-a împăcat și mama cu gândul, l-a mângâiat pe creștet, l-a încurajat și a spus, nu-i nimic, dragul mami, mai mult să nu se mai întâmple, să nu mai fie. Și a doua zi trebuia să spele vase Maria și să uită la Ionel și Ionel nimic. Gâsca! Asta lemn, nimica. Asta nu-i vină să creadă, să duce la el. Măi, spun de mama, gâsca, îi spun de gâscă și să vezi ce pățești. Cu un sentiment de eliberare și cu un sentiment de liniște lăuntrică pe care numai cine trece pe acolo poate să-l experimenteze, s-a uitat în ochii la sora lui și a zis, nu-mi pasă, știe. Vreau să vă provoc în această seară, dacă poate până la momentul acesta, nu numai cu privire la consumul de substanțe. Sunt și alte domenii pe care nu le putem acoperi în această seară, la fel de păcătoase. Vorbim despre jocuri de noroc, vorbim despre lucruri urâte și scârboase de pe internet, și despre tot felul de robii de felul acesta care leagă strâns copiii noștri și tinerii noștri astăzi. Dragul meu, dacă ai avut momente sau ai încă momente de felul acesta, eliberează-ți inima, eliberează-ți sufletul și când va veni părâșul să te arate cu degetul, să spui, nu-mi pasă, știe tata și m-a iertat și mai mult nu mai fac decât atât. Să ne ajute Dumnezeu să ne depărtăm și să dăm la o parte, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie. Nimic nu trebuie să pună stăpânire pe noi. Nici în domeniul substanțelor interzise, nici în domeniul lucrurilor acestora păcătoase din internet. Am un respect deosebit, dragii mei, și apăs deosebit pentru acei tineri și adolescenți din ziua de astăzi care la un clic distanță au toate mârșevenile și porcăriile lumii acestea pe internet și să aleg să rămână curați. Am întrebat pe mulți dintre cei trecuți, poate de 50 de ani, care nu existau pe vremea aceea lucruri de felul acesta, sfinți de altfel astăzi cu toți, măi, dacă pe vremea ta, pe vremea noastră, erau lucrurile acestea la îndemână, la un clic distanță, oare cât ar mai fi rămas în picioare, cât ar mai fi rămas curați, cât ar mai fi rămas neispitiți? Apreciez în mod deosebit, dragi copii, dragi tineri, faptul că vă păstrați curați, faptul că sunteți celebri, că sunteți copiii lui Dumnezeu. Depărtați-vă de fără de lege, de păcat, dacă și-a făcut loc până la momentul acesta în viața voastră, mărturisiți lucrul acesta, dați-l la o parte, scăpați de el și Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să binecuvinteze părinții din biserica aceasta, să păstreze contactul cu copiilor și împreună călăuziți de Dumnezeu să facem datoria la care am fost chemați. Amin.